Apostrofările prefectului de Gorj nu i-au picat bine edilului din Albeni, care susține că Ciprian Florescu este îndoctrinat. Acuzele lui Ionuț Stan vin după ce reprezentantul guvernului în teritoriu a dispus mai multe controle la unitatea administrativ-teritorială pentru a vedea modul în care a fost cheltuit banul public. Între timp, singura instituție de control care a făcut verificări a fost ITM, vizita lăsându-se cu amendă de 1500 de lei pentru că reprezentanții instituției nu le-au putut prezenta condica de prezență inspectorilor de muncă și nu este singura deficiență constatată de inspectorii ITM. Teritorial de muncă Gorj a efectuat la primăria Albeni de la începutul anului și până în prezent 4 controle în domeniul relațiilor de muncă în urma mai multor petiții depuse la instituție. Pentru neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni în valoare de 11.500 de lei, fiind dispuse și măsuri pentru remedierea deficiențelor. Primarul se apără și spune că nu a putut prezenta condica pentru că era într-un birou închis cu cheia. Edilul Ionuț Stan a precizat că va contesta amenda în instanță, iar dacă nu va avea câștig de cauză, va recupera banii din salariul secretarului, care ar fi principalul vinovat pentru că a lăsat condica închisă în birou și a plecat în concediu. A fost ITM în verificare la primărie, nu a constatat mai nimic. Mi-a solicitat condica de prezență, era la domnul secretar în birou. Domnul secretar era în concediu de odihnă. Am fost amendați pentru neprezentarea condicii de prezență cu 1500 de lei. Vom contesta procesul verbal de contra. În cazul în care instanța nu ne va da câștig de cauză, voi face referat și voi recupera sumele de la persoana cu resursele umane, adică de la domnul secretar. Din cauza angajaților sunt nereguli, atribuții care nu au fost duse la îndeplinire. Și acum cheltuim bani pe amenzi din bugetul local când puteau fi cheltuiți altfel acești bani, a explicat primarul Ionuț Stan.